Sfânta Liturghie a fost săvârșită și la altarul schitului Locurele de către preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. După oficierea slujbei, credincioșii prezenți au luat parte la hramul mănăstirii cel mai mare din Oltenia. Credincioșii au spus ce a însemnat Sfânta Liturghie pentru ei. Acui primul an, da, acui primul an, dacă n-am ei, care am sebeș, da. Foarte frumos, foarte frumos. Cine e cu atenție și ascultă la cuvântul lui Dumnezeu, e foarte bine. Măcar dacă nu ajungem, ne rugăm unde ne găsim. E foarte bine. Pentru sănătate, pentru viitoare, pentru familie, pentru dușmani care ne voiesc rău. Să iertem ne dușul pe ei, să-i întărească în credință, răbdare, în dragoste. N-am fost niciodată, eu am fost cu inițiativa. Atât am dorit aici, am zis că pot să mor. După aia numai să ajung la Sfânta Icoană. Și ne-am vorbit în scurt timp, de ieri, de aseară ne-am vorbit și am venit și dacă ne ajută Dumnezeu, mai venim. Eu cu fetița, am o fetiță luată în plasament și pentru ea am venit și pentru mine, dar mai mult pentru ea. Părintele Ioachim Pârvulescu, starețul mănăstirii Lainici, a declarat că față de alți ani, numărul credincioșilor a fost înjumătățit din cauza lucrărilor care se efectuează pe drumul național 66. 6 august este praznic o schimbare la fața Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Muntele Taborului și este unul din cele 12 branci părătești mari de peste an. Este hramul schitului Locurele, Sfântul Calnic de la Cernic, al 1862, când a titorit și a sfințit acest schit, i-a dat hramul schimbarea la față. De regulă, acest hram se dă la mănăstirile, bisericile care sunt așezate pe coline, pe dealuri înalte, chiar de munți, pentru că are o semnificație și la propriu și la figurat, adică aproape de, mai aproape de divin, de transcendența dumnezeiască. Și este un praznic mistic, este un praznic sihăstresc, de regulă. Și de la 1862 până în ziua de astăzi, schitul Locurele și-a sărbat în fiecare an acest praznic. Defileul Jiului a fost deschis toată ziua pentru credincioși. Cât privește organizarea, liniștea și ordinea publică a fost asigurată de zeci de jandarmi și polițiști. Cu ocazia hramului mănăstirii Lainici, 50 de polițiști și 10 jandarmi asigură măsurile de ordine și de fluidizare a traficului rutier pe DN66, în zona defileului Jiului. Au fost incidente până la acest moment? Până la acest moment nu am avut niciun incident. Traficul se desfășoară în condiții normale, având în vedere restricțiile impuse pe acest tronson de drum datorită lucrărilor care se efectuează. Biserica Nouă adăpostește moaștele Sfântului Irodion, canonizat în anul 2011, precum și o icoană a Maicii Domnului, grabnic ascultătoare, adusă de la Muntele Athos.